Bună seara, bun găsit la Actuala Regională. Astăzi vorbim despre Salvator și despre activitățile lor din anul 2019. Inspectoratul pentru situații de urgență Cluj a tras linia și ne prezintă realizările anului trecut. Despre acestea, dar și despre provocările cu care dau piept salvatorii, vorbim acum cu domnul general de brigadă Ion Moldovan, inspector șef al ISU Cluj. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Avem așa, dacă ar fi să ne uităm în 2018, am avut 15.941 la intervenții, iar anul trecut cu 8,5% mai multe, și anume 17.300. Da, așa este. Din păcate, intervențiile noastre au crescut. Au crescut în mare parte pentru asigurarea primului ajutor medical. Am ajuns undeva la cifra de 14.500. Da. Ceea ce nu pot să spun că este un lucru foarte bun, având în vedere că știu oamenii care ne-au solicitat au avut nevoie de noi în situații limite. Acest lucru s-a datorat, creșterea aceasta s-a datorat și faptului că în acest an, de fapt în anul trecut, am avut ambulanțe mai multe în intervenție, am primit ambulanțe noi și ca atare numărul zilelor în care au fost în intervenție aceste ambulanțe a crescut față de anul 2018. De aici vine numărul mare și ridicat de intervenții în anul 2019. Ați spus mai devreme de ambulanțe și pot să menționez că sunt 13 la număr, 2 de la Primăria Cluj-Napoca și Florești, 2 de la Beard Brothers și 9 de la Guvern. Imediat ce au fost primite, au fost și scoase pe teren la intervenții. Ce înseamnă aceste dotări noi pentru ISU Cluj? Înseamnă un lucru mult mai bun ca și până acum. Înseamnă că cei care lucrează pe ele sunt mult mai în siguranță decât pe cele vechi, având în vedere faptul că acestea sunt noi și nu se defectează așa repede ca și celelalte. Echipamente noi, atât echipamente medicale cât și celelalte care se utilizează ambulanța respectivă, siguranță în exploatare, siguranță în deplasare, tot ce înseamnă partea asta de mașină nouă. Ar mai fi nevoie și de altele? Momentan nu, avem suficiente ambulanțe. În intervenție avem 11 ambulanțe, 9 de tip B, de prim ajutor medical, și 2 de tip C. Acestea sunt completate de o ambulanță de neonatologie care acționează în toată regiunea de nord-vest. Pe lângă aceste ambulanțe care sunt în intervenție, avem bineînțeles și rezerva atunci care vor intra în intervenție atunci când este nevoie. În viitor, dacă ne dorim și vrem să punem în practică și să, construim alte subunități și alte puncte de lucru, sigur că vom avea nevoie de mai multe ambulanțe. În momentul de față, repet, sunt suficiente aceste mijloace de intervenție pentru asigurarea primului ajutor medical. Care sunt cele mai dese intervenții? Unde sunteți solicitați cel mai mult după acordarea de sprijin medical, aici unde avem și un număr destul de mare anul trecut, 14.500? Păi, sigur, sectorul incendiilor este destul de ridicat și a fost destul de mare în anul 2019. Începând de primăvara, de la vestitele incendii de vegetație uscată, când, dacă îmi permite să fac și o paranteză, ard toate câmpurile României, că așa suntem noi învățați români, în loc să facem curățenie, dăm foc. Știm că pompierii vin în orice moment și la orice oră. Continuând cu intervențiile, mai reduse pe timp de vară, cu toate că lumea spune cum, adică pe timp de vară sunt mai reduse incendiile, că e mult mai cald. Fenomenul este invers. În momentul când începe sezonul rece, atunci avem mai multe intervenții pentru stingerea incendiilor, datorită faptului că sunt foarte multe case care se încălzesc cu combustibil, sunt incendii de scurt circuite și mai departe. Deci gama este foarte largă, dar pe sectorul acesta am întâlnit o creștere în anul 2019 pe stingere de incendii. Sigur, mai sunt și inundații, mai sunt și efecte negative ale fenomenelor meteo. Cum am văzut și aseară, dar gama noastră este foarte, foarte largă în ceea ce privește intervenția în situații de urgență. Ați spus mai devreme de incendii, că sunt mai multe, cu toate că s-au tot făcut campanii de prevenire.
în acest sens. Țin minte și acum, eu sunt din București și chiar când mergeam cu autobuz în drum spre serviciu, vedeam un afiș cu o statistică, câți copii mor zilnic din cauza incendiilor, atenție, nu lăsați, câteva sfaturi. Cu toate acestea, avem incendii din ce în ce mai multe. Da, din păcate, eu cred că încă noi, populația României, încă nu suntem destul de conștienți în ceea ce privește prevenirea unor asemenea evenimente. Mai avem de lucru foarte mult în această direcție, cu toate că noi avem compartimente specializate în a educa populația, în a trasa măsuri de prevenire și, protecție la comunitățile locale, dar totuși încă populația nu este de suficient de conștientă pentru a se proteja de acest lucru. Și ar fi nevoie de mai multe campanii de informare? Nu, cred că ar fi nevoie de mai multă conștiință la toți oamenii. Adică, nu știu, mă gândesc, vă dau un exemplu așa, mic, dar în esență este foarte mare. Dom'le, când îți faci o casă, te protejezi tu pe tine însuți. O să faci o instalație electrică bine gândită cu un profesionist, îți faci un sistem de încălzire la fel, astfel încât să te protejezi tu. Ei, din păcate, sunt multe persoane sau mulți oameni care nu fac acest lucru. Pe principiu, merge și așa că nu mi se întâmplă chiar mie. Și chiar acum mi-au venit în minte două aspecte. A rulat la televizor acum câțiva ani o campanie cu un impact destul de mare din punct de vedere emoțional. Un tată care lega cu sârmă siguranțele și fetița îl întreabă, dar este sigur ceea ce faci tu? Da, drag, lasă că știu eu ce fac. Și în secunda următoare vedem desnodământ nefericit. Aceea este o campanie pe care o derulăm în continuare împreună cu cei de la EON Gaz. Este elocventă, cu un impact foarte, foarte mare asupra populației, dar, repet, rezultatele nu putem spune că sunt satisfăcătoare în acest domeniu. Și tot în acest context, acum câțiva ani, cred că vreo 8 ani sunt în București, un bloc dintr-un cartier rezidențial a luat foc. După aceea s-a scos la iveală că blocul era racordat ilegal la rețeaua de electricitate, a venit un boom de tensiune, scurt circuit la un frigider și de acolo dezastru. Deci de multe ori nu noi suntem, sau nu neapărat de multe ori, dar în unele cazuri nu doar noi suntem responsabili de siguranță, adică ne încredem în așa acel este, să cineva știți că, care a făcut rețeaua. Scuze, în ultima perioadă de timp, adică pot să spun chiar în ultimii 5 ani, mai precis după evenimentul nefericit de la colectiv, s-a pus accent foarte, foarte mare pe tot ce înseamnă parte de avizare, autorizare a clădirilor cu mare aglomerație de persoane sau, a clădirilor unde se execută diferite sau se desfășoară diferite evenimente. De foarte multe ori în activitatea aceasta de avizare, autorizare, sunt oameni nemulțumiți pentru simplu fapt că le refuzăm documentațiile, că le cerem mult mai multe documente, le cerem mult mai multe, scheme, schițe și așa mai departe, agremente în ceea ce privește diferitele instalații pe care le montează acolo și se supără. Dar bună dreptate le cerem aceste lucruri pentru a ne certifica nouă faptul în sine că acea clădire poate să fie sigură după ce noi o avizăm și o autorizăm. La urmă, nu ar trebui să se supere având în vedere că în joc sunt vieți omenești. Îi se supără pun de profit? Pun supărarea aceasta pe profitul lor, în sensul că, într-adevăr, instalațiile speciale în ceea ce privește stingerea incendiilor sau prevenirea lor sunt destul de costisitoare. Dar nu vă supărați, într-un imobil în care bagi 3-4 milioane de euro să faci o instalație specială cu 200.000 de euro, nu chiar foarte scump. Adică o faci pentru protecția ta, în primul rând. Mai mult decât atât, în această perioadă sau după această perioadă, firmele de asigurări nu mai emit asemenea documente și nu mai asigură imobilul fără toate documentele de la noi. Acesta este un lucru foarte bun și cred eu că este o normalitate, având în vedere că acest lucru se întâmplă foarte mult sau la foarte multe state din lume. Ceea ce s-a întâmplat la colectiv acum în 2015 a fost. 2015, da.
a marcat o țară întreagă și chiar și atunci a fost vorba de profit într-un club care, prin faptul că nu era avizat, au intrat 400 de oameni, dar capacitatea era de 80 de persoane. Da. Ceea ce a fost... Sigur că s-au spus foarte multe despre acest eveniment nefericit și se vor mai spune în continuare multe lucruri. Nu știu, eu cred că din acel eveniment am avut de învățat toți. De la, știu, noi, care suntem profesioniști și care am făcut și noi câteva greșeli acolo, posibil, sigur că analizele care s-au făcut au demonstrat și n-au demonstrat acest lucru, și până la oamenii de rând care, din punctul meu de vedere, sau la tineri care intră într-un asemenea local, ei, în primul și în primul rând, când intră acolo, trebuie să conștientizeze sau să se uite sau să se informeze asupra locației, asupra, știu că nu o să ceară autorizația sau hârtia respectivă patronului, dar trebuie să se orienteze. Căile de evacuare sunt foarte greu de, sunt foarte ușor de găsit sau de identificat, mijloacele de primă intervenție și faptul în sine să te orientezi cum ies de aici dacă se întâmplă ceva. Este primul scenariu. Eu acest lucru îl spun tuturor, inclusiv copiilor mei. Ceea ce este foarte bine. Chiar în acea seară când s-a întâmplat tragedia din colectiv și eu la rândul meu eram într-un club, vineri seara fiind, și după ce am primit mesajele de la IGSU pe telefon, ăsta a fost primul meu instinct, să mă uit în caz de se întâmplă ceva, unde, pe unde să ies, pe unde să mă duc. Să știți că era o singură cale de acces. Să știți că este sau a fost o fobie imediat după acel eveniment, în lunile imediat următoare, acest aspect. La tineri care intră în club, se uitau și vedeau că ceva nu este în regulă și ieșeau. Asta a fost un lucru foarte bun. Înseamnă că ceva am învățat. La noi, care este situația cu aceste avize în... să ne limităm la blocarurile publice unde tinerii... Da, din punct de vedere al acestor spații cu aglomerare mare de persoane, municipiul Cluj-Napoca, că despre el vorbim, fiindcă în celelalte municipii și oraș din județul Cluj nu sunt așa de multe localuri, sau sunt câteva doar, care nu presupun o încărcare foarte mare cu public. În municipiul Cluj-Napoca eu spun că stăm foarte bine, având în vedere că sunt controlați periodic, sunt verificați. Proprietarii restaurantelor sau cluburilor au conștientizat că lucrurile nu pot să meargă la infinit cum a mers până la momentul respectiv. Și atunci este un lucru bun. Au fost foarte mulți care au venit la noi, care s-au interesat, care au vrut să-și îmbunătățească din propria inițiativă, chiar dacă au avut localul, din punct de vedere al securității la incendiu, a fost ok, au vrut să-și îmbunătățească acest local. Și acesta ne-a bucurat. Este un lucru foarte bun. Din păcate, la sectorul de avizare sau autorizare din punct de vedere a securității la incendiu, stăm destul de rău cu școlile. De ce vă spun acest lucru? Există o întreagă discuție între noi și primărie, sau primării, mai bine spus, primării, că nu numai municipiul Cluj-Napoca, în ceea ce privește documentele cu care s-au construit școli, cu care s-au construit școlile, și nu prea se găsesc documente. Nu se găsesc documente, trebuie să facem cumva să ajungem la un punct zero în care să construim. Acest lucru a fost conștientizat anul trecut și continuăm și anul acesta și sper ca până la finalul anului să avem o cifră suficient de bună care să ne mulțumească în ceea ce privește aceste localuri sau aceste școli. Punct de vedere al securității la incendiu. Care ar fi procentul unde mai trebuie lucrat? Nu pot să vă spun acum cifre, dar este destul de ridicat. La nivelul județului Cluj, undeva la 60% sunt neautorizate, e destul de mare. Și în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva? Nu se poate pune. Adică nu se pune problema de a exista un risc în școli. Nu trebuie să percepem așa lucrurile. Fiindcă noi nu există școală în județul Cluj la care să nu fi fost, în care să fi făcut exerciții de evacuare cu copiii, să instruim învățătorii sau profesorii cu privire la acest lucru. Dar, repet, sunt anumite lucruri care pot să le facă din punct de vedere al documentelor.
Și atunci este normal și firesc să lucreze în acest sens. Că ați menționat despre campaniile din școli. Știu că mai nou, din acest an școlar, câteva licee primesc din partea Smurdisu cursuri de prim ajutor. Da, este un proiect mai vechi al nostru, împreună cu Spitalul Clinic Județean în speță, cu UPU, Smurd, și cu Inspectoratul Școlar Județean și Ambulanța, să nu ieși și pe colegii de la ambulanță. Început, dacă nu mă înșel eu, acum 2 ani, anul trecut a stagnat, dar începând de la finalul anului trecut, când s-au achiziționat câteva manechine pentru Inspectoratul Școlar de către Consiliul Județean, am reînceput aceste cursuri. Eu sper să le continuăm și sper să cuprindem toate clasele, bineînțeles, care se pretează a preda acest curs de prim ajutor, că la copii mici nu poți să le predai, dar există făcut un studiu și eu cred că vom, în viitor apropiat, vom intra în fiecare școală pentru a le implementa copiilor acest aspect. Este de foarte, foarte mare ajutor. Ce feedback ați primit din partea lor? Foarte bun. Foarte bun. Bine, noi am început de foarte mult timp să învățăm populația să acorde prim ajutor medical prin maratonul resuscitării, care acum în 29 februarie va fi ediția de iarnă pe anul acesta, în care oamenii de toate vârstele, de la copii care efectiv pot să facă acele compresii, acele manevre. Da, și până la oameni în vârstă care au venit să învețe și să facă. Este foarte important să faci. Nu neapărat să știi să teorie. Nu. Să pui mâna și să faci. Este mult mai important acest lucru. Să știți că și eu tot de la filmări cu dumneavoastră am învățat să acord primul ajutor. Și e util. Chiar și la București o fostă colegă a resuscitat un invitat care suferise, din păcate, un infarct. Să știți că chiar dimineața am ascultat o înregistrare a unui coleg de-al meu care vorbea cu un aparținător a unui pacient care era căzut. Și spunea colegul meu prin telefon ce să facă. Ei, vreau să vă spun că a salvat viața omului acela. Fiindcă omul de lângă el, care era prezent lângă el, nu știa ce să facă. Și colegul meu, prin telefon, i-a spus, faci asta, faci asta, faci asta. Și a salvat viața. Este un mare lucru. Noi nu suntem suficient de conștienți de lucrul acesta. Deși în alte state este un lucru obișnuit. Din câte știu eu, în alte state sunt locuri publice în care sunt montate defibrilatoare automate. Se vor monta și la noi. Există un proiect. Avem câteva. Avem câteva, dar nu suficiente pentru municipiul Cluj-Napoca. Din câte știu eu, este un proiect între Smurd și Primăria Cluj-Napoca pentru a cumpăra aceste defibrilatoare automate și a le monta în diferite locuri publice pentru accesul populației, iar gestionarea lor să o facem noi. Eu cred că va fi o chestie de viitor și care va prinde foarte, foarte bine la nivelul populației municipiului Cluj-Napoca. Mai ales în Cluj, care este din ce în ce mai aglomerat și e o provocare pentru ambulanță să treacă printr-un asemenea trafic. Da. Se scurg minute prețioase pentru cel care este din în păcate, suferință. Din păcate, într-adevăr, lucrurile nu stau tocmai bine la sectorul acesta, la sectorul circulației municipiului Cluj-Napoca. O recunosc și edilii orașului nostru. Sigur că am înțeles că caută diferite, variante de a decongestiona traficul. Noi ne strecurăm, să știți. Avem și acele motociclete. Avem două motociclete care au rolul de a ajunge cât mai repede să se strecoare pe mașini, printre mașini, da. Și ajunge cât mai repede la locul de unde vine urgența. Asta este. Trebuie să ne descurcăm ce avem. Ce solicitări ciudate ați primit? Foarte multe. Sunt foarte multe solicitări de la, păsări prin copaci, pisici care nu vreau să vină la mâncare. Eu vă spun sincer, nu agrez asemenea apeluri. Încercăm să le limităm pe cât posibil. Dar majoritatea oamenilor care cer asemenea ajutor sunt oameni în vârstă, care decât să țină linia ocupată că revin cu telefon, mai bine spui, bine, du-te, am rezolvat problema și
Libnea este liberă. Astăzi este ziua europeană a numărului de urgență 112 și citisem o statistică, anul trecut au fost aproape 50% apeluri false. Da, din păcate așa este. Pe această cale vreau să le urez și eu la mulți ani tuturor celor care lucrează în acest sistem, începând de la operatorii de la STS, continuând cu operatorii noștri, de la pompieri, de la SAJ, de la poliție, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi. Apelurile sunt, într-adevăr, sunt foarte multe la nivelul județului Cluj. Sunt foarte multe și apeluri false, apeluri care nu au nici o legătură cu urgența. Din păcate, nu stăm prea bine statistic în această ecuație. Repet, revin la inconștiența și necunoștința oamenilor în ceea ce privește apelarea numărului de urgență 112. Știți cum e? Toată lumea spune, dar bun, merge și sancționații. Da, am înțeles că poliția are o asemenea legislație în care poate să-i sancționeze, dar cred că nu s-a făcut până acum și cred că este destul de greu. Chiar citisem că vor fi amenzi mai mari pentru cei care sună la 112 cu cazuri inexistente. Vi s-a întâmplat sau un echipaj de la ISU Cluj să se deplaseze către un loc și acolo să-și dea seama că e un apel fals? Da. Ni s-a întâmplat, dar undeva la 200 și ceva de cazuri anul trecut pentru ISU Cluj. Apeluri false. Da? 200 de apeluri false. Da? Dacă nu mă înșel eu. Poate chiar mai multe. Sunt foarte multe și este destul de iritant faptul că te duci cu ambulanța, cu girofar, cu sirenă, ajungi la fața locului și nu mai găsești pe nimeni. Și în același timp, poate într-un alt colț, cineva chiar are nevoie de ajutor și ambulanța e plecată la cazul fals. Deocamdată nu avem, știu, pregătirea și capacitatea de a ne capta și de a ne duce doar spre urgențe și a suna atunci când avem nevoie chiar de urgență. Cu ce probleme sau provocări vă confruntați? Da, este un subiect pe care l-am abordat și la conferința de presă și pe care nu-l ascund și care vreau să-l spun și dumneavoastră, avem foarte mare nevoie de mașini mari, mașini pentru stingerea incendiilor. În momentul de față stăm foarte, foarte prost la acest capitol, având în vedere că mașinile sunt vechi, am primit foarte puține în ultimul timp. Ultima este de acum 2 ani, o mașină nouă, iar cea mai veche este din 1980, care este pe intervenție, vă dați seama, de 40 de ani. E ciudat, dar asta este. Sigur că pe lângă acea mașină merge în urgență a doua, noi avem, categorisite intervențiile pe urgență, dar totuși, atunci când avem nevoie de mai multe mașini într-un loc, la o intervenție mai mare, trebuie să relocăm din alte parte sau să aducem la un loc mai multe mașini din alte părți, din alte localități. Ceea ce este dureros, nu este ok. În momentul de față știu că există un program de dotare a noastră cu aceste mașini prin programul operațional de infrastructură mare, gestionat de către IGSU. Nu pot să vă spun în ce stadiu este achiziția, dar eu sper cât mai repede să primim aceste mașini. De câte ar fi nevoie? De multe. Sigur că din ce mi s-a spus și mie, vom primi undeva la 9 sau 10 mașini, ceea ce este ok. Este ok. Cu personalul, cum stați? Putem vorbi de un deficit? Vorbi de că e bine? Putem vorbi de un deficit în ceea ce privește statul de organizare. Adică, la momentul respectiv, noi suntem undeva la 780 de oameni, dar necesarul pentru județul Cluj ar fi undeva la 900. Este un deficit foarte mare, este un deficit pe care eu îl spun de foarte mult timp că nu este normal și nu este firesc pentru un județ ca Cluj, dar din păcate nu s-a făcut nimic. Acum, pe ce avem, încadrarea este undeva la 97%, ceea ce nu este rău. Dar totuși ar mai fi nevoie. Avem și voluntari, aproape 100 de voluntari din rândul studenților. Avem voluntari de rândul studenților care fac gărzi pe ambulanțele de terapie intensivă mobile, dar avem și voluntari prin programul Voluntari din Pasiune,
care sunt elevi, marea majoritate a lor, copii care vin să învețe și le place. Și sunt șanse să-i avem în colegi peste câțiva ani. Da, și să știți că participă și ei la intervenție alături de colegii noștri, că noi îi putem lăsa singuri, dar totuși ne ajută și ei, să știți. Ne ajută foarte mult și ei și pentru acest lucru sunt de apreciat. Pentru simplu fapt că vin din timpul lor liber să facă gărzi pe smord, sunt de apreciat. Ce trebuie să facem ca să devenim voluntari? Nimic. Să veniți la noi la sediu, completați o cerere prin care se certifică înscrierea dumneavoastră în programul respectiv și de acolo încolo sunt niște cursuri care trebuie urmate. Și putem contribui, la bunul mers al activității Smurdului Cluj sau ISU Cluj. Ce obiective aveți în 2020? Mi-aș dori foarte mult să deschidem două puncte de lucru noi. Avem speranțe că le vom avea aceste puncte de lucru prin ajutorul sau cu ajutorul autorităților publice locale, în speță la Gherla și la Comuna Chinteni, lângă Cluj. Eu sper că până la finalul anului sau dacă nu, la începutul anului viitor să avem aceste puncte de lucru în care noi să intrăm cu personal și tehnică pentru a scădea timpii de răspuns. Am văzut că anul trecut în medie ați avut pe zi aproape 50 de cazuri. Ce înseamnă acest lucru? E mult, e puțin? Noi ca foarte oameni mult. Simpli nu păi ne să vă seama. Dau un exemplu, dacă nu mă înșel săptămâna trecută, într-o zi din săptămâna trecută am avut 94 de cazuri într-o zi. În 94 de cazuri este foarte mult. Gândiți-vă că oamenii, o ambulanță a făcut, dacă nu mă înșel, o ambulanță de la Florești, care este lângă Cluj, a avut undeva la 16 cazuri în 24 de ore. Deci gândiți-vă cum au lucrat colegii mei. Este foarte greu, este riscant, este o încărcătură psihică destul de mare, dar totuși facem față. Și atunci când pe timpul verii sunt organizate mari evenimente, pentru că am avut șansa să vorbim și anul trecut la un festival destul de mare de muzică. Da, pentru noi, sigur că este o provocare în fiecare an aceste festivaluri, dar ne descurcăm. Sigur că atunci primim ajutor și din partea colegilor noștri din celelalte județe, fiindcă nu putem sigur să gestionăm un asemenea festival cum este Untold. Este mult prea mult pentru capacitatea noastră și pentru numărul nostru de oameni și tehnică. Dacă ar fi să vă uitați pe bilanțul de pe anul 2019, unde vedeți un minus și ce ați aduce să nu mai fie minus și pe anul acesta? Minus, v-am spus, autospecialele. Este un minus și un minus pe care mi-l doresc să facă plus cât mai repede. În schimb, sunt de apreciat. Vreau să îi apreciez pe toți colegii mei care sunt la intervenție pentru modul cum își fac treaba. Eu am spus tuturor și le spun și lor în fiecare zi sau de fiecare dată când am ocazia că sunt mândru de ei pentru faptul să susține că își riscă viața în fiecare zi. Spuneam cuiva, unui coleg de la armată, că Afganistanul nostru este în fiecare zi aici, cum este a lor acolo. Și sunt de apreciat. Sigur, încărcătura este mare, probleme sunt suficiente, dar totuși își fac treaba. Și acum, în încheiere, vă rog să dați un sfat tinerei generații să se îndrepte spre această carieră care este frumoasă. Eu am spus întotdeauna că este o meserie pe care aș face-o din nou ori de câte ori este nevoie. Aș începe din nou această carieră. Sigur că la început, dacă ți se pare că este o meserie grea, o meserie riscantă, când ajungi în interior, începe să-ți placă. Și le recomand tuturor cu căldură să vină la pompieri. Chiar dacă sunt voluntari sau ulterior să fie subofițeri sau ulterior ofițeri, este un mare lucru. Și un mare, o mare chestie să fii pompieri. Domnule general de brigadă, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție extrem de interesantă și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu și vă doresc succes. Doamnelor, să mulțumim. Doamnelor, domnilor, aici se termină actualul regional. Să aveți o seară excelentă. La revedere!